Sfântul Apostol Filip, unul din cei 12 apostoli, s-a născut în Betsaida Galilei. Ioan, capitolul 12, versetul 21. Și a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Filip se obișnuise să caute în Vechiul Testament și la profeți locuri în care era scris despre venirea lui Mesia. Așa și-a pregătit sufletul să primească învățătura lui Hristos și să răspundă chemării lui Iisus de a-L urma. Ioan, capitolul 1, versetul 43. Odată ce l-a întâlnit pe Mântuitorul însuși, Sfântul i-a dăruit propria viață și l-a însoțit pretutindeni, învățând de la el înțelepciunea mântuitoare. Așa se face că i-a spus lui Bartolomeu, căruia îi se zicea și Natanael, cu mare bucurie: am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Ioan, capitolul 1, versetul 45. În timpul ultimei discuții cu Iisus, Filip i-a cerut să îl arate pe Tatăl, iar Iisus i-a răspuns: cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Ioan, capitolul 14, versetul 8. Filip s-a aflat în foișor împreună cu ceilalți apostoli, așteptând pogorârea Duhului Sfânt. Fapte, capitolul 1, versetele 12-14. Potrivit Sfintei Tradiții, după cinzecime, Filip a propovăduit în cele două frigii din Asia Mică și a murit în orașul Hierapolis, unde își îndeplinea îndatoririle misionare alături de sora sa Mariam, de Sfântul Ioan Teologul și de Sfântul Bartolomeu. În acel oraș se afla un șarpe uriaș, pe care păgânii îl hrăneau și îl adorau ca pe un zeu. Apostolul lui Dumnezeu a ucis șarpele cu puterea rugăciunii, ca și cu o suliță. Dar prin aceasta și-a atras mânia păgânilor. Astfel, necredincioșii l-au prins și l-au răstignit cu capul în jos pe un copac. În acea clipă, se spune că pământul s-a deschis și l-a înghițit pe judecător împreună cu mulți alți păgâni. Înspăimântați, oamenii s-au dus de grabă să-l salveze pe Sfânt, dar acesta își dăduse deja sufletul în mâinile Domnului, pe care îl iubise și îl slujise toată viața. Deci, așezând pe Stahie episcop al bisericii și îngropând moaștele Sfântului Filip, Bartolomeu s-a dus în Armenia, iar Mariam în Licaonia. De la Hierapolis, rămășițele sale pământești au fost transferate mai târziu la Roma și adăpostite în Biserica celor 12 apostoli. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.